Emisiune susținută de Maurer Imobiliare. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție specială aici la A7 TV. Mă bucur foarte mult să fim împreună și în această seară de miercuri, ora 21, locul unde putem să fim informați, aflăm lucruri și să știm tot ce se întâmplă, tot ceea ce este bine pentru noi. Am o mare bucurie în această seară. Astăzi, după amiaza asta, primesc un telefon. Doamna avocat Violeta Oancea mă sună și răspund. Sigur, noi mai avem discuții pe diverse subiecte. Adi, sunt foarte fericită. Ștefan Burlacu, acel profesor de educație fizică din zona Bacăului, a fost achitat de instanță după emisiunea noastră de aici, de la 7 TV. Anul trecut, în octombrie, în mai multe rânduri, un profesor de educație fizică mi-a scris mesaj, atât mie personal pe telefon, pe Facebook, pagina mea de Facebook, cât și la adresa de mail a acestei televiziuni știri, redacția runda7tv.ro. Știi, și acolo, iată, avem și imagini cu Ștefan Burlacu, profesorul de educație fizică din cazul nostru, și mi-a povestit ce a pățit. Și cu siguranță că, sigur, în primă instanță nu poți să fii convins că ceea ce spune cineva e adevărat. L-am invitat la o discuție la birou aici la 7 TV. Omul a venit cu documente, cu dosarul, cu tot. Pe scurt vă povestesc. Pentru că a prins un post bun la școală, într-o școală pe poziția de profesor de educație fizică, a deranjat. Și așa se întâmplă în țară. Când deranjezi, trebuie să fie eliminat. Și sigur că n-au putut să-l elimine așa cum au vrut ei simplu, au încercat să înșceneze. Au luat un părinte care a făcut un cont de Facebook pe numele lui și acest părinte i-a scris propriei lui fiice niște mesaje foarte tendențioase, mizerabile și sigur cu tentă sexuală. Apoi au mers la poliție și au spus că uite ce a scris profesorul de sport fiicei mele. Sigur că poliția, fără să verifice, fără nimic, așa cum știm noi că fac de multe ori polițiștii, l-au înșfăcat, l-au ridicat și l-au dus în beci, l-au dus să-l alesteze. După câteva luni de plimbare prin instanțe, a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru abuz sexual și agresiuni sexuale. Au mai găsit câteva fetițe și le-au spus și acelora să declare în fals, mințind în fața instanței, că acest profesor Burlacu Ștefan le-ar fi abuzat sexual. Nimic mai fals. Doamna Oancea, doamna avocat, văzând cazul la televizor, făcând aici această dezvăluire, a decis să-l ajute și să-l apere pe acest om. Noi am dezvăluit această cauză, a ajuns la judecători această emisiune, iar astăzi Ștefan Burlacu a fost achitat, este nevinovat. Achitat definitiv. Pe mine acest lucru mă bucură foarte mult. Este un motiv mare de bucurie să vedem, iată, emisiunea în care explicam la televizor niște dovezi atât de clare că Ștefan Burlacu este pur și simplu nevinovat. Sigur că această temă este pe zona substanțial, dar n-am putut ca această seară să nu vă spun bucuria pe care o am. Un om care a fost în mod fals trimis în instanță, acuzat, bătut joc de el, de niște organe ale legii, care au greșit într-adevăr foarte mult în acest sens, a reușit să învingă sistemul. Dacă un singur om a reușit să fie liber, a reușit să câștige în fața instanței, eu cred că misiunea noastră a 7 TV, misiunea noastră a jurnaliștilor de aici, s-a atins. Aceea de a ajuta pe cineva să își demonstreze nevinovăția. Slavă Domnului că un om e nevinovat și un om este liber astăzi. Sperăm că putem să ajutăm și pe alții să le fie bine și să își demonstreze nevinovăția atunci când sunt nevinovați. În alte condiții, sigur, legea se aplică. Acesta a fost introducerea pentru această seară pe acest subiect. De altfel, ceea ce vom face în această seară este o mare bucurie din nou pentru mine. Am două motive de bucurie azi, pentru că în platoul nostru este profesorul Tudorel Butoi. Bună seara, domn profesor! Bună seara, vă salut pe dumneavoastră și telespectatorii noștri. Să spun că sunteți profesor universitar, sunteți criminalist, pot să iau CV-ul și nu termin emisiunea și n-am terminat CV-ul. Ce facem aici? Exact. M-am uitat pe CV-ul dumneavoastră și am zis, dacă eu spun acum ce e acolo, mă trezesc că nu mai am emisiune, se termină emisiunea. Lumea ne știe, să fim smeriți. Să fim smeriți. Este acolo, sigur că da, se traduce. Este o dovadă vie de smerenie și asta mă bucură și îmi dă un model, un exemplu în viață. Sunteți motivul pentru care eu m-am apucat de drept, de exemplu.
Mă bucur la 35 și dumneavoastră de ani. Ne ascultă o grămadă de tineri care păi s-au apucat de drept luând modele. Când mi-ați spus în mașină că mai târziu v-ați apucat de facultatea de drept. Sigur că da. Și iată, am luat acest exemplu. Domn profesor, haideți să intrăm așa pe firul problemelor, pentru că sunt multe probleme și cu siguranță oamenii ne urmăresc. Doamnelor și domnilor, faceți un gest. Cu toții îl iubim pe profesorul Butoi. Nu poți să nu. E ceva... Teleenciclopedia de pe vremuri aici în această seară împreună cu noi la A7 TV. Luați un telefon, dați un mesaj la prieten, la rude, la copii, la cine vrea să audă, să asculte ceva. Nu porcării și ce mai dau alții pănuși. Oameni, lucruri serioase. Dați la A7 TV, că nu veți regreta. Mâine la 1, mâine mai târziu, la 2 sau la 3, va fi și reluare. Bun, domn profesor, cu ce începem în această seară? Sunt multe subiecte. A fost o săptămână plină de evenimente, care de care mai ciudat, mai chiar ciudate, bine zis, și care ne-au împovărat pe fiecare cu trăiri negative. Vorba de crime în serie, vorba de atentate păguboase, e vorba de familii destrămate, e vorba de elemente din acestea de criminalitate destul de bizare. Și motiv pentru care, iată, pe prietenii noștri și pe ascultătorii noștri, împovărați de informația asta. Și îi sfătuim pe fiecare din ei să nu refuze informația, indiferent pe ce canale vine, dar să o cenzureze, să o treacă prin filtrul propriei experiențe, prin experiențele, iată, pe care le oferim și noi în discuțiile televizate și să aleagă calea de mijloc. Extremele întotdeauna obosesc mult individul, îl pun să plonjeze în realități pe care nu le controlează bine și asta este una dintre marile noastre probleme. Eu, ca psiholog de cabinet, îmi dau seama permanent la pacienții mei că nesiguranța, anxiozitatea, starea de tristețe și altele de genul acesta izvorăsc nu odată din faptul că nu sunt siguri în realitățile pe care le gestionează. Mergem pe paralelă. Caniculă, 42 de grade zilele astea, sau furtuni, tot zilele astea. Da, cu grindină mare, cu nenoroceală. Facem această paralelă. Adică nu e bine nici să avem 45-2 de grade, 45, nici să ne omoare furtunile. Să fim la mijloc undeva, să fim sigur în echilibru. Că da, să fim într-un echilibru. Da, vedeți dumneavoastră, apropo de vreme, e ca la cam vreme aici. Vremea s-a stricat, a luat-o razna. Dar eu cred că și noi am făcut la fel. Fără îndoială că omul este un produs al existenței în care se mișcă. Și în funcție de modul în care suntem baleați în aceste existențe, căutăm prin ceea ce se numește acomodare să facem față intempestivităților ăstora. Și uneori facem față mai mult, alteori mai puțin, alteori deloc. Și cam asta este povestea cu noi. Duminică dimineața sau noaptea în România, ziua la în America, președintele, fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a trecut, noi nu știu dacă reușim să înțelegem dimensiunea prin ce a trecut omul ăsta. Sigur, au ieșit o felul de personaje de tristă amintire care, domnule, că a fost conspirație, că nu poți să faci conspirație cu un glonț la un milimetru, domnule. Nu poți să faci conspirație, domn profesor. Dragă Adi Mirun, astăzi, ai dreptate că ai o emisiune importantă, interesantă. E pentru prima dată. În experiența mea profesională, când dezvălui, și nu mai e niciun fel de problemă acum, da, că în problematicile securității, protecției personalităților, am fost implicat, cred că n-aveam 35 de ani, să zic, când am instruit din perspectiva tacticii psihologice ofițerii de protecție a lui Gaddafi. Acum ne ascultă lumea. Prietenul Ceaușescu. Prietenul secretarului general de atunci, al lui Ceaușescu, Muammar Gaddafi. Eu am făcut cu ei elemente de tactică psihologică, undeva mă opresc aici, nu mai dau locații, așa și mai departe, dar să știe
prietenii, colaboratorii mei, care n-au știut niciodată acest lucru, că am făcut treaba aceasta cu un grup de ofițeri din garda personală a lui Gaddafi și instruirea lor a fost cel puțin mulțumitoare pentru parteneri, pentru colegii, șefii, ofițerii, politica de stat de atunci la noi în țară. Nu e o treabă simplă. Ce s-a întâmplat acolo cu domnul Trump? Nu este o treabă simplă. Nu l-au văzut pe atacatori, au fost lângă ei, erau acolo în clădire, Secret Service-ul. Sunt convins că mulți mai bine pregătiți decât mine, în elementele acestea de strategie, de tactică, de amplasament al vizualității, vizibilității asupra câmpului de probleme, vor emite fel de fel de teorii interesante, le vom asculta cu plăcere. Chestiunea este în felul următor, că vă rog. Acest tânăr, 20 de ani, de 20 de ani, este, din punctul meu de vedere, așa cum le explicam ofițerilor de atunci, din timpurile acelea, un tip excentric, un tip cu tulburări psihice, un tip cu grave afecțiuni în ceea ce privește complexele lui de inferioritate. Da, fața lui trăda treaba asta. E un pattern în America, acei ochelari, acele exprimări, acele grimase ale feței. Așa este. Eu nu mă pricep, îmi dau și eu cu părerea. Așa este sau nu este. Din cauza aia eu nu-mi dau cu părerea vis-a-vis de fizionomie și de constituția psihosomatică. Ar trebui să ne ducem într-o zonă de discriminare, etc., etc. Cert este că din punct de vedere psihologic, da, sunt stăpân pe ceea ce vă spun. Omul nostru trăiește un deficit de valorizare. Este undeva în societatea americană cu tinerii lui și așa mai departe. Și până în zona evenimentului nu s-a remarcat cu nimic decât cu bizarerii din acestea legate de arme, chestiuni. Din opinia dumneavoastră și cum ați văzut până acum acest cumul de comportamente sau cum să le numim, puțină ecuație acestui tânăr, credeți că el a făcut-o pe compropriu pe CNP-ul lui sau a fost montat? Este o întrebare foarte bună, care îmi oferă prilejul de a vă spune că a făcut-o pe cont propriu. Acest deficit de valorizare a trebuit să fie satisfăcut. Acumulările tensionare psihice la acești indivizi se adună. Încât una este să fii pentru acest tip de indivizi care au o notă puternică de paranoia, mă înțeleg cei care știu, să acumulezi că ai trecut prin viață trăind-o și alta este am trecut prin viață asasinând dușmanul numărul 1 al societății americane la data de. Numai că nu toate se termină cum dorești și a avut acest ghinion să moară puțin. Adică să lunetiștii de la Serviciul Secret de Securitate să-l prindă în foc încrucișat și să-l omoare. Este și interesantă povestea ce s-ar fi întâmplat dacă nu l-ar fi ucis. Ce ar fi spus? Ce ar fi transmis? Exact. Dacă nu l-ar fi ucis, atunci opinia mea că este un tip individ care a lucrat singur, care așa mai departe, ar fi fost contrazisă de cei care l-ar fi înarmat, l-ar fi îndemnat, i-ar fi vizualizat ținta și așa mai departe. Bref, să ne bucurăm că președintele Statelor Unite, Donald Trump, este în viață, să ne bucurăm de acest lucru, să facem un pas înapoi vis-a-vis de ușurința cu care privim noi. Eu nu cred că realizăm. Da. Mi se pare, da. Iertați-mă, mi se pare fabulos, chiar și Trump a spus, băi, eu trebuie să fiu mort. Deci au făcut acea, nu știu dacă ați văzut zilele astea, a apărut în spațiu public acea construcție 3D cu capul lui Trump, care se mișcă și e pe traiectoria glonțului și doar cu două secunde înainte să ajungă glonțul în dreptul capului, el mută, se retrage, deci își schimbă traiectoria craniului. Mie mi se pare, iertați-mă, și de la Dumnezeu până la că vrem să... Eu n-aș intra pe zonă conspirațională. Mie mi se pare totuși acolo o mână divină că Trump este în viață astăzi. Sunt documentate asupra problemelor care irump din speță. Sunt cu totul de acord că
din punct de vedere tehnic, acolo au existat fisuri minime. Minime. Și că, fără îndoială, inspirația divină și harul Dumnezeu a fost acolo. Rețeta era clară. Moare Trump. Deci nu era nicio variantă. Astăzi vorbeam de funeralii de lui Trump. Nu discutam despre altceva. Să tragi de la 150 de metri. 150 de metri nimic. Nimic. 200 da. Pentru armele de foc mânuite de acest tânăr. În sfârșit, trăiește. Acum, din perspectiva abordărilor politice, vă dați seama că nu am nici pregătirea necesară, nici motivația de a mă lansa eu în chestiuni. Nu intrăm în chestiuni de astea, că o să o facă și o să o faceți la emisiunile acestea cu oamenii de meserie, dar mă gândesc așa la un trend, că America este universul surprizelor. John F. Kennedy. Și putem să amintim. Nu vedeți că sunt de ambițioși? Ei își împușcă președintele de la Abraham Lincoln încoace. Mereu, mereu au câte o poznă din asta, da, așa da. Că mă gândesc așa să nu se nască acum un trend în rândul politicienilor, tineretului, republican, etc., care să zică, băi frate, din mulțimea oamenilor politici, a oamenilor de știință, a militarilor de excepție, ne alegem cu un președinte într-o ureche? Serios vorbesc. Și trendul ăsta ar putea să ducă undeva la o îndepărtare de simpatia de a avea un președinte într-o ureche. Deci din toată lumea politică și mai departe, avem un președinte și în vârstă și cu criticile care se pot face și într-o ureche. Până în noiembrie mai este pentru a se putea stabiliza la ei acolo să fie simpatiile astea politice. De obicei, victimele în multe situații trag un val de simpatie serios. Serios, dar uneori societățile, grupurile ajung și la concluzia că trebuie să înlocuite. Dar asta vom vedea, cum ați spus, în noiembrie, la alegeri. Ce se întâmplă? Adică, că pe de altă parte vedem și actualul președinte cu valul de critici asupra lui. E o situație în ambele părți aici. Guvernatorii statelor, sigur, oameni deosebiți. Oameni, da, da, avem, iată, avem un trend. Avem un trend. Slovenia, premierul Fico, la fel a fost împușcat. Da, acolo a fost direct, glonțul n-a mai reușit să-l evite. A fost o minune că trăiește. Au fost medicii, din nou, mâna Dumnezeu acolo, l-au reușit să-l... Era pe moarte, toate informațiile care le primeam în acele zile erau că s-ar putea să nu scape. Da, iată-l că scapă, e bine, s-a întors în la birou, muncește, omul e sănătos. Însă e un trend în a găsi, nu știu, vina nominală a unora pentru nefericirea și, mă rog, eșecul unor societăți până la urmă. Da, aici se vor face analize de maximă seriozitate, cum începuseți dumneavoastră, pe timp, pe poziție, pe mișcare și așa mai departe. Se vor trage învățămintele pentru toată suflarea celor care se ocupă în lumea aceasta de protecție, pază și securitate a liderilor și vom trăi cu speranța că, armonizându-se disputele sociale, nu vom mai avea pe glob zone de un astfel de impact, să ai populația împărțită, jumate cu aia, jumate cu aia, invectivele. Vedeți dumneavoastră, noi vorbim acum. Uite că am zis că nu plângeți politică, nu mă pricep. Dacă s-au înjurat ăștia împreună, Biden și cu Trump, de-a lungul fiecărora apariție și cum s-au gratulat că ăla-i prost, că ăla-i tembel, că ăia-i cu tare, că ăia-i cu tare, din punct de vedere psihologic, se pregătea terenul și a abordării fizice, ca așa se întâmplă și la 1-1 când suntem în preambulul unor încăierări. Întâi oamenii se amenință, apoi se înjură de familie, apoi își trag flegme, apoi se duc în bordul mașinii și scot parul și ăla scoate cuțitul. Așa se escaladează lucrurile. Stau uneori și plonjez așa filozofic. Mă, astea să fie grijile omenirii. Când omenirea are grija epidemiilor, grija foametei, grija migrației și imigrației, să facem odată o emisiune și să ne asculte acum telespectatorii noștri. Dragilor, migrația și imigrația sunt principalele forțe care vor da culoare viitorului.
Numai cine nu se documentează, cine n-a fost acolo să vadă. Miile, zecile de mii de migratori din Africa și Asia care sunt risipiți pe străzile marilor orașe, orașele vestului, orașele culturii, orașele. Și uite că m-ai provocat. Ia ascultați-ne, mă, oamenilor politici și cine mai sunteți pe aceea oaste de strânsură în seara asta. Mă, n-ar fi mai bine decât să migreze spre noi, spre Europa. Cu sacoșa de plastic în mână, cu geanta pe umăr, cu prodacul în burtă și cu 2-3 de mână. N-ar fi mai bine să se ducă potentații industriași și așa mai departe, la ei acolo? Duceți-vă mai acolo și deschideți acolo șantiere, deschideți fabrici, deschideți multinaționale, deschideți inteligența artificială, la ei, la acești oameni, unde sunt și resursele, și cutumele, și obiceiurile, și legile. Nu-i lăsați pe ei să vă invadeze pentru că vă vor distruge. Rețineți ce vă spun. Dacă migrația nu va fi stăvilită și nu putem să o stăvilim cu tancul, cu tunul, cu și așa mai departe, nu o putem stăvili decât returnând acest aflux acolo. Și oamenii se vor întoarce acasă când știe că vine corporația X, corporația Y, instituția cutare și le ridică țara. Și de acolo profitul și pentru acești industriași, pe acești finanțiști și așa mai departe, profitul uriaș, dar îi leagă pe oameni de acolo, de zona lor. Și vor veni prin Europa ca excursioniști când vor avea un nivel de trai. De ce să nu faci în Africa și în Asia și peste tot universități, fabrici, uzine, corporațiile să se îndestuleze din ce este acolo, să ne ducem noi specialiștii să-i ajutăm pe oamenii la ei acasă, pentru că, repet, uită-te la emigrantă, la cea femeia care face migrație, da? Vine în Franța. Are un copil de mână, unul în burtă, un rucsacul pe spinare și plasa de plastic cu ce apucă. Și când se duce acolo, casă nu are, servici nu are, protecție nu are, se așează pe străzile Parisului, pe străzile orașelor noastre supermoderne, prin fața catedralelor și doarme pe hârtie și pe carton. Nu e asta lumea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat o altfel de lume. Nu suntem capabili să o manageriem. Cum? Cum? Că trecem de la una la alta. S-au apucat unii acum să împuște ursuleții, mă. Domn profesor, trebuie să iau o scurtă pauză pentru la ursuleți, că altfel dacă nu mă ceartă colegii. Deci luăm o scurtă pauză și ne întoarcem pe subiectul cel mai important și cel mai fierbinte. Ursuleții și ce se întâmplă cu ei. Vor fi sau nu împușcați? Repede ne întoarcem. Am revenit, doamnelor și domnilor, cu un subiect extrem de important. Am văzut acea tragedie, sigur, de care mi-e greu să o amintesc, o tânără de 19 ani în Bușteni, pe un traseu cunoscut, Jepi Miș, traseu pe care l-am făcut și eu de atâtea ori și toată lumea, un traseu frumos de munte, domn profesor, te bucur să te duci să vezi, să ai aer curat, pe canicula asta, mergi la munte. Și, sigur, a avut nefericitul moment să îndreasă cursul pe drum, nu știm ce discuții au fost acolo, dialoguri între ea și urs, între ei, copii, cei doi tineri și urs, unii vreau să facă post, să se bucure, să pună pe internet. Nu știm ce s-a întâmplat, știm doar că ursul ar fi tras-o de pe cărare, pe firul văii, a căzut în râpă și de acolo, sigur, din cauza căderii, această tânără a decedat. Imediat au reacționat politicienii și au introdus sau modificat legea, împușcăm 500 de urși pe an cu încă 55 cotă de avarie, dacă mai apar pe lângă ăștia 500 încă alți urși deranjanți. Avem urși pe Transfăgrășan, zile trecute când veneam pe DN1A pe lângă Vălenii de Munte. M-am întâlnit cu ursul pe stânga, era la siestă, cred că mâncase ceva. Bun, la mine în localitate, înspre Ploiești, urs în sat de, ce să vă spun, de câmpie. Ce facem cu ei, domn profesor? Păi după mintea unora care ne aud acum, îi împușcăm. Ce-i mai ușor decât instinctul sadic, redeșteptat, împurtătorul de pușcă, decât libertatea de a împușca urșii aceștia. Ei știu pe care îi împușcă, cum îi împușcă, când, etc. Au rezolvat-o prin legea asta a lor. Păi e onorant, iar la fel pentru specia omenească,
să-ți pui în mintea ta să împuști în secolul 21, zicem în mileniul 3, să împuști urșii ăștia? Nu. Și atunci, ce trebuie noi să facem ca să ne corectăm societatea? Să plecăm de la analiză tot științifică a fenomenului. Păi și atunci, iată despre ce e vorba. De ce au ieșit urșii aceștia, valuri, pe anumite zone, la șosea? Păi dacă tu te-ai dus peste el. Am copilărit cu toții și ne ascultă telespectatorii și mulți au făcut trasee și mulți suntem de la țară. Păi când pătrundeai în bungetul umbros al pădurii, cu iarba mare plină de rou, cu fragi, cu muri, cu castani, cu fel de fel de pere, mere, sălbatice și așa mai departe, ăla era arealul ursului, unde putea împreună cu puișorii lui să trăiască, să zăbovească și n-avea nicio treabă cu șoseaua ta. Avea, dimpotrivă, un mare dispreț și teamă ca să se ducă la șosele și așa mai departe. Și atunci ce ai făcut tu, mai locuitor al Terei, în vremurile noastre? Te-ai dus în pădure cu gaterul. Deci atât de mare este obrăznicia încât gaterul, măcar dracu, aduceai lemne și le tăiai undeva. Nu, ți-ai făcut gatere în pădure. Când faci gaterul în pădure, ai băgat în pădure mirosul de benzină, mirosul de motorină, mirosul de țuică. Eșapament. Mirosul de eșapament, de țuică, de căcat, să mă scuze telespectatorii, și ai transformat zone, hectare de pădure într-un maidan în care găsești și sticle de plastic și de toate. Păi cum să mai stea acolo ursul? Zgomot. Numai zgomotul de la motoare, de la toate celelalte. Apoi fasonarea arborilor, transmiterea lor cu remorca. Drujbele, tăiatul de lemne. Da. Și atunci ursulețul... De frică a plecat mai departe. A plecat să-și găsească. Și a venit peste el și acolo. Și așa mai departe. Bun. Și atunci zice lumea, bine profesore, așa este, suntem de acord, dă-ne soluția. Păi soluția vă dau, mă. Se găsește în anul întâi de psihofiziologie al facultății de psihologie, când vorbim de reflexele condiționate. Noi trebuie să-i facem acum pe urși aceștia să-și decondiționeze obiceiul de a veni la cărare, la șosea, în comunități și așa mai departe. Și acum toți telespectatorii noștri ne întreabă, păi și cum facem? Cum facem asta? Păi uite cum facem. 6.000 de tone de mâncare se aruncă zilnic. Deci oamenilor care mă ascultați, am citit în documente, 6.000 de tone de mâncare. Păi închipuiți-vă și știți, restaurantele, pensiunile, hanurile, toate astea aruncă mâncare. 6.000 de tone. Păi de ce să arunci, mă, mâncarea, că ai muncit-o ca să o faci? Păi că s-a alterat, că se strică, s-ar putea strica, dăm cu ea la maidan, cu mâncarea. Băi, oameni buni, ia puneți-vă voi pe treabă, puneți-vă mintea la contribuție și brichetați această hrană, brichetați-o. La presiune, la temperatură, brichete, de genul unor cărămizi. Băgați în ele și injecție cu medicament și cu hrană, cu vitamine, și când ai făcut în fiecare săptămână mii de brichete din astea, ai lucrătorii minunați pe care îi salut, ai ocolului silvic, care să le ia, și aici este secretul, să le împrăște în cotloane, în desișuri, în văi, cât mai departe de drumurile și șoselele noastre. Și atunci în ursuleț, vorbim de reflexele condiționate, se redeșteaptă căutătorul, vânătorul, ăla care caută hrana și o găsește. Și a doua zi se va duce acolo unde a găsit-o, și a treia zi și a patra zi și uită de șoseaua ta, mă, omule, mă. Ai văzut cât de simplu? Că Dumnezeu, când a dat omului pământul, i l-a dat să-l administreze, mă. Și acum ne-am aflat cu toții în această situație. Situația, sigur că este tragică, este îngrijorătoare,
Schimbă-i reflexele, schimbă-i deprinderile, că așa cum a avut deprinderea să abandoneze pădurea și să vină la mărul tău și la felia ta de pâine, așa acum își va forma reflexele de a căuta. Nu-l mai găsești pe la șosele. Se duce acolo unde tu ai basculat aceste brichete din loc în loc, cât mai departe. Această schimbare de comportament se numește, e mai eficace și decât gardurile electrice și decât împușcăceala voastră. Eu auzeam că premierul Ceaușescu existau asemenea situații când oamenii la Ocol puneau la observator mâncare pentru urși. Da. Oamenii urși mâncau, și oamenii mâncau, dar mai mult urși, urși mâncau, bun, toată lumea era fericită, sigur, nu erau atunci vânători pentru a avea trofee. Așa este. Dar asta despre care vorbești... Ursul nu venea la DN-ul pe vremea aia, că nu venea nimeni la DN-ul și de asta nu la urși. Cu totul de acord. Vreau să subliniez însă faptul că această mâncare era pusă la niște jgheaburi în zone accesibile. Eu acum te invit să iei brichetele să le pui în zone inaccesibile. Mai în inima pădurii. Mai în inima pădurii ca să îi dezvolți căutarea, adulmecarea. Adică să-i muți mirosul dinspre DN-ul. Da, sigur. De unde e porumbul prăjit și înghețata și mai știu eu să nu dau nume de firme și de companii, că îmi scap, îmi vin, să zic, sandvișurile cu denumirea lor. Deci în pădure și mănâncă acolo. În pădure, în locuri, va ști în că, potloane. Așa, va ști bravo, că acolo bravo. E mâncărică tot timpul, sau rog, deseori. O găsește dacă o caută. Da. Și treaba asta lui ia timp să se ducă pe acolo. Sigur că da. Până se întoarce la drumul național mai durează. Corect. Și așa, ursulică al nostru trăiește și populează pădure. Avem și noi faună, avem și noi animale în pădure. Da. Cum să iei măsura asta cea mai simplă? Stai și te gândești. Ce facem? Păi împușcăm. Bravo, mă, om care ai trecut, ai 50-60 de ani prin școli, prin astea, ai familie acasă, copiii tăi se joacă și se uită la filmulețele, măi, ascultați-mă, cu ursuleți. Se uită la ursuleți, cum se joacă, cu tare, simpatizează, nu știu. Și tu împuști ursul, mă. Cum păi îi spui nepotului tău? Este mascota tuturor copiilor. Bravo. Toți ne bucurăm și avem acasă un ursuleț mic undeva pus. Discuțiile, cred că, sunt la ordinea... zile, dacă ai un copil, că ce-și dorești? Un ursuleț de ciocolată, un pluș, nu? Toată lumea. Și sigur că aud ce fac oamenii mari și copilul ce rămâne în minte? Trauma. Mai târziu, cineva îmi va pușca mie bucuria mea, ursulețul meu. Dacă ducem un pic mai în deep, mai sigur în profunzime. Da. Sigur, și putem să ducem pentru că e nevoie să ducem să-i trezim pe ăștia. Deci, bref, brichetați mâncarea, mă. Nu v-am spus să brichetați nu știu ce. Mâncarea. Brichetați-o. Injectați-o cu vitamine, cu chestii din astea și brichetele respective, prin ocoalele silvice, să fie aruncate în zonele în care să oblige la căutare, la adulmecare, la instinctul de vânător și așa mai departe, dezvățându-se să mai apară la șosea. Pe de o parte. Pe de altă parte, dragă domnule Călin, n-am discutat noi adineauri. Ne ducem prin munți. Mă, da, instituția ghidului, alo, ocoalele silvice, ăștia cu pădurile, forestierii, despre ghid. Mai ați auzit voi de ghid? Păi nu puteam pleca, bă, fără ghid. A rămas la UNT ghidul, domnul profesor. Da, a rămas la UNT pentru spectacol. Păi ghidul e făcut pentru pădure, mă, ca să nu cad în crevasă, ca să nu mă mănânce ursul. Ca să mă întâlnesc cu frumusețile pădurii, tu ești ghidul. Păi s-au dus aseară doi tineri. Slavă Domnului că s-au dus pe la munte, nu la concert să drogheze. Eu sunt fericit de treaba asta. Eu care iubesc muntele. Da, da. N-aș da doi bani pe concertele astea unde-s droguri. Doi bani aș da. Sunt niște nenorociri acolo. Însă s-au dus în șlapi și în pantaloni scurți, cu telefoane fără baterii și au rămas pe creastă în acela Zărnești. Au rămas pe Piatra Craiului. Descoperiți. Și a venit, slavă Domnului, că a avut un pic de semnal să sune la Salvamont să vină salveze. Dar Salvamontul nu face servicii de salvare gratuită până la, nu poate la nesfârșit. Aici, exact cum ați spus, e nevoie de un ghid, nu 700 de ghizi, 2-3 puși aici, colo. Păi cum e pe munte așa? De câte ori am întâlnit cu Salvamontul și s-a uitat la cei din gașcă, tu și tu, n-ai ce căuta așa pe munte. Plouă, ninge, la munte se schimbă oricând temperatura, poate să vină foarte frig. A nins acum două săptămâni în munte, la Ciocanu, în Șirnea. Deci, oricând poate să schimbe temperatura, e și nebunie cu vremea asta, nu poți să mergi oricum la munte, dar numai nu înțelege. Și ne mirăm că ori cădem în prăpăstii și acolo ne găsim sfârșitul, ori ne apucă să nu stăm pe cărare, pe traseu marcat și ne întâlnim cu stăpânul pădurii.
că la noi e ursul, în altă parte e leu. Da, aș vrea să întreb ce ați făcut, mă, ca să luați hotărârea de a împușca urșii? Ce ați discutat voi acolo? Cine ați fost și ce ați discutat? Ați cerut și voi un raport de la Salvamont să vă povestească la câte intervenții au fost chemați și de către turiști din străinătate și de către amețiți de aici, de la noi, și de la tineret, aventuros, etc. Să facă un raport, să vadă lumea câți bani cheltuim, ce pericole sunt, care este munca voastră minunată pe care o apreciem, și să introduceți instituția ghidului, mă, ghid. Îl întreb pe colegul meu, pe Adrian Stoica, producătorul acestei emisiuni, câte minute mai avem până ne apropiem de final, ca să vedem ce și cum ne poziționăm pe 7 minute, domn profesor. 7 minute mai sunt. Avem ursuleții ca ursuleții. Poate ne vine mintea la cap. Și noastră ați spus niște lucruri, mai spun și alți oameni de bună credință niște lucruri și poate încet încet ne revenim la cap. Bun. Mai avem o problemă care e stringentă și am văzut în zile care au trecut val de violențe, un val de violențe din nou printre noi. La un cabinet stomatologic aseară am văzut o crimă acolo. Nu știu, să-mi aduc aminte, o grămadă. Să ne oprim asupra acestei crime. Este vorba de un cabinet stomatologic, informațiile pe care le avem despre asta vorbesc, cu o doamnă doctoriță care se apropie de 50 de ani, deci experiență full, și care e patroana cabinetului. Sunt probleme legate de divergențe dintre dumneaei și soț, care după ultimele supoziții ar fi vizat ca suspect în această poveste, și care, doamnă doctor, a terminat un curs de antrenament pentru a utiliza arma de autoapărare, de pistol. Femeia este găsită înjunghiată, mai multe lovituri de cuțit. Această femeie, ea care cunoștea niște deprinderi de autoapărare. Da. Cine a ucis-o? În această problemă suntem la ora când discutăm. Eu îmi exprim convingerea că organele de poliție, criminaliștii, medicii legiști, vor lămuri lucrurile cu experiment, cu reconstituire și cu interogarea acelor persoane care au făcut parte din cercul apropiat, care au putut să spună de cine se temea, pentru cine avea nevoie să-și ia armă de autoapărare, pentru că stomatologia, și acum mă ascultă stomatologi, oameni deosebiți, tot respectul, este o disciplină tehnico-medicală specială. Aici se lucrează cu materiale prețioase. Cu materiale prețioase și cu materiale costisitoare. Aici se realizează acele mulaje și lucrări care presupun o mare finețe și exercițiu tehnic, care nu odată se termină infructuos. Dureri, transplant care n-a ținut, bani mulți în stomatologie. Iată. Și nu este lipsită de importanță ca între doamna doctor și pacienți, pe problema aceasta a banilor, costurilor, lucrărilor, să fie divergențe. Pentru că divergențe sunt, își reproșează unii altora. Mă doare, nu mi-a terminat lucrarea. Uite, aștept, n-a venit implantul la timp. Eu cum mă duc cu fără dinți în față, nu? Adică... Perfect. Creează frustrări. Creează frustrări. Și de la nenorociții ăștia de bani, găsești în galeria aceasta minunată care este umanitatea, găsești individul inapt să se controleze, dimpotrivă, care își exacerbează furia, egoismul, răzbunarea și vine peste tine la cabinet și te omoară. De ce spun treaba asta? Pentru că, din informațiile mele, doamna doctor are și niște leziuni de apărare când a încercat să se opună și e tăiat. De regulă, leziunile de apărare le faci când persoana din fața ta îți este cunoscută. Nu e surprinsă de șocul celui pe care nu-l cunoști.
Dimpotrivă, persoana face parte din anturaj. Te aștepți. În urma unei discuții să ridice, să escaladeze conflictul. Și tu atunci iei măsuri de autoapărare minimale, crezând că nu se va duce în zona unei potențiale crime. Perfect adevărat. Așa că din cercul de relații, plecându-se de la victimă, opinia mea, suspecții vor fi interogați, cum se interoghează, încrucișat, detaliat, testul poligraf aplicat la fiecare dintre ei și vom... Suntem pe finalul emisiunii, domnul profesor. Atunci să salutăm prietenii noștri. Cazul Roxanei Călin de la Ploiești vă spune ceva? Da, sigur. Facem o promisiune că poate după vacanță îl detaliem puțin. Am citit recent în ziar. Domnul Călin, e tare ce e acolo. Noi suntem... Și un Peter care mă gândeam că s-a terminat cu el. Domnul Călin, noi suntem o echipă care nu refuzăm nici o provocare. Abia aștept. Și în perspectiva proiecțiilor viitoare o să tot fie nenorociri. Eu zic să nu mai fie, să se termine cu ele. O să tot fie. Dar din păcate și unele mai interesante decât altele care ne vor provoca să discutăm cu telespectatorii și prietenii noștri. De aceea opiniez pentru a lăsa cazurile vechi care au avut tragismul lor, drama lor, au avut soluție juridică, au trecut peste ele ani. Să le lăsăm eu știu, de acord cu dumneavoastră, eu întrebam ca Peter, mă refer, ca rețetă. Sunt de acord, că da. Văd că se repetă niște sunt lucruri. A fost cazul cu Geamantanul, nu mai avem timp acum asta, că suntem pe finalul emisiunii. Cazul cu Geamantanul de ieri, de aseară. Sigur, a avut 3-4 polițistul Godină l-a prins pe respectivul... Să-l salutăm și pe el cu mare plăcere. Bun, sunt multe situații. Doamnelor și domnilor, rămânem, încheiem într-o notă pozitivă această emisiune. Zic că putem să fim sănătoși și la minte și la trup și la suflet, să ne bucurăm de familie noastră, să fim fericiți de un apus, de soare, de un răsărit, de soare, de căldură mai puțin, dar să privim optimist spre răcorirea celor vremurilor care vor veni, răcorire la suflet, nu în altă parte. Sigur, doar pentru infractori răcorire în sensul de la răcoare. La răcoare, da. Sau la balamuc. Noi să ne răcorim la suflet și peste tot, sigur, așa e bine. Mulțumim că ne-ați urmărit, a fost o plăcere și un regal în acea seară, profesorul Butoi, care sigur va mai veni la noi în emisiune. Mulțumim frumos, domnule profesor, mulțumim că ne-ați urmărit, rămâneți cu programele noastre, va fi o seară minunată aici la 7 în continuare, tuturor numai bine! Emisiune susținută de Maurer Imobiliare.